Calitatea igienică a colostrului influențează semnificativ absorpția imunoglobulinelor de către viței. În timp ce importanța cantității, calității și timpului de administrare a colostrului sunt cunoscute și respectate în mare măsură de fermieri, igiena colostrului ar putea fi ignorată, iar absorpția imunoglobulinelor compromisă. Majoritatea vițeilor absorb o treime din imunoglobulinele prezente în colostrul curat, iar bacteriile pot să reducă foarte mult absorpția ca urmare a interacțiunii cu celulele intestinului. În primele 24 de ore de la fătare, celulele intestinale pot absorbi atât imunoglobuline cât și bacterii. Odată început procesul de absorpție al bacteriilor și imunoglobulinelor, abilitatea celulelor intestinului de a absorbi orice altă moleculă de dimensiuni mari începe să scadă. Deci, nu doar absorpția imunoglobulinelor, ci și a bacteriilor are ca rezultat reducerea progresivă a capacității de absorpție. Așadar, bacteriile acționează competitiv cu imunoglobulinele, iar un colostru murdar cu încărcătură bacteriană mare o să ducă la valori serice mici ale imunoglobulinelor și expunerea vițelului la infecții sistemice. Eliminați colostrul murdar din hrana vițeilor și astfel viței dumneavoastră vor avea șanse mari să rămână sănătoși.